Prima găsită a fost medicul Laura Vizireanu, care a fost dusă la spital după ce a fost recuperată din apă de scafandri, fiind resuscitată la mal timp de 45 de minute. În aceste momente continuă căutarea a încă 3 persoane. Echipele de scafandri au adus la mal o persoană, iar în aceste momente aceasta încearcă să fie readusă la viață de către medicii SMURD. Rămâne de văzut dacă vor fi găsite și celelalte 3 persoane care încă sunt dispărute. Elicopterul SMURD s-a prăbușit în apele rece ale lacului Sudghiol, conform oficialilor, în jurul orei 16:10. Deși era dotat cu flotoare, acestea nu s-au deschis, iar aparatul s-a scufundat în lac. Martorii au încercat să intervină pentru a-i salva pe cei 4 pasageri aflați la bord. M-am dus până la acolo, la mal, la pe ponton, am țipat, mișcă-te, mișcă-te, să văd dacă mai e în viață. Că după ce a spus ajutor, ajutor, când a strigat, m-am dus din instinct, nu știu ce a fost în capul meu, și i-am zis, mișcă-te puțin, mișcă-te. Nu s-a mai auzit nimic, nici ajutor, nici nimic. La scurt timp, la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de ambulanță și scafandri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța. Însă prima barcă a salvatorilor de la ISU a ajuns la prima victimă cu mare întârziere, deoarece motorul embarcațiunii nu a pornit, iar salvatorii au dat la vâzle până la locul dezastrului. Părerea mea a venit foarte târziu. Le-am spus clar, la butoaie. Deci s-a specificat clar, la butoaie. Ei s-au dus la casino, la pontonul de la casino. Și când au ajuns aici, au venit toți exact cu mâinile în buzunar, că nici nu mai am cuvinte. Cu mâinile în buzunar au venit toți. Și le-a spus și eu și le-a spus și doamna respectivă, care stă în bloc aici. Veniți cu barcă pneumatică, că nu putem să ajungem la ei acolo. Din apa rece a lacului, prima a fost scoasă în stop cardiorespirator Laura Vizireanu, medic angajat în cadrul unității de primiri urgențe a Spitalului Județean Constanța. Victima a fost resuscitată, dar starea ei era destul de gravă, iar după mai multe ore în care medicii s-au luptat pentru a o salva, aceasta a decedat la spital. Între timp, echipele de salvatori, după multe ore de căutări, au reușit să aducă la mal corpurile celorlalți 3 membri ai echipajului, însă nu s-a mai putut face nimic pentru salvarea vieții acestora. Pilotul elicopterului, comandor Petre Corneliu Cătuneanu, avea 47 de ani, era căsătorit și avea un copil. Avea la activ 2900 de ore de zbor, dintre care aproximativ 2000 pe un elicopter de tip EC-135. Copilotul, capitan comandor Ginel Claudiu Crăcănel, avea 42 de ani, era căsătorit și avea un copil minor. Avea la activ 1600 de ore de zbor, dintre care 500 pe acest tip de elicopter. Medicul din cadrul SMURD Constanța, Laura Vizireanu, avea 39 de ani și avea un copil. Asistenta medicală Gabriela Camelia Harton avea 38 de ani, un copil și cu puțin înaintea zborului fatidic își anunțase soțul că este din nou însărcinată. Elicopterul de tip EC-135 a fost preluat de Inspectoratul General de Aviație de la Consiliul Județean Constanța în data de 25 noiembrie 2014 pentru a fi utilizat în misiuni de tip SMURD. Aparatul avea doar 180 de ore de zbor, iar conform specialiștilor nu ar fi trebuit să se întâmple niciun incident pentru că este asigurat pentru o funcționare optimă până la 1000 de ore de zbor. Elicopterele operate de SMURD, de tipul celui implicat în accident, au fost oprite la sol. Ancheta privind identificarea cauzelor producerii accidentului este realizată de către parchetul militar.